Niță Marin Gheorghe este un celebru impostor de serviciu la comanda PDL, fapt știut de o țară întreagă. S-a remarcat când, din rațiuni politice, el s-a dat drept cioban, gospodar neoști în gura humorului, în fața președintelui Traian Băsescu și a fostului ministru Elena Udrea. Tot partidul este cel care îl vrea pe Niță Marin Gheorghe în fruntea județului, cu sau fără blană pe umeri, cu sau fără melesteul din dotare, cu care mesteca ciorba într-un cazan sub privirile pofticioase ale invitațiilor de la București. Așa a ajuns să fie celebru în toată țara. Apoi a fost deconspirat și arătat cine era cu adevărat, și anume lider al organizației Partidului Democrat Liberal, Gura Humorului, iar în timpul liber se ocupa cu impostura la comanda partidului. Pozan cioban, că probabil păstorul autentic era prea putut pentru nasurile fine ale oaspeților cu pretenții rafinate. Evident, se naște întrebarea. Partidul Democrat Liberal se ocupă cu farse, adică se va apela la serviciile unui farsor pentru a ocupa o funcție de vicepreședinte de Consiliul Județean Suceava pentru Alianța Creștin-Liberală, așa cum susțin unele surse din rândul Democrat Liberalilor? Ar fi chiar spectaculos, că de ceva vreme se simte lipsa circului în administrația publică județeană. Rămâne doar întrebarea. Prestația va fi oare pe măsura funcției sau una fără valoare, precum cea din postura de consilier județean? Că doar Niță Marin Gheorghe singur și-a prezentat activitatea de ales pe o singură pagină. Pe o jumătate s-a prezentat, iar pe cealaltă jumătate de pagină anunță victorios că a participat la toate ședințele, a votat, a stat de vorbă cu oameni și autorități locale și a apreciat în final că activitatea perioadei analizate a fost cu folos. Iată cât de responsabil a abordat Niță Marin Gheorghe problematica atât de complexă a județului Suceava. Și a mai fost și plătit pentru acest efort de-a dreptul Titanic. În acest context, e aproape firesc ca omul să fie promovat spre onoarea partidului și propășirea poporului. Cel puțin spre fericirea comunităților din județul Suceava, nu vor fi cheltuiți bani publici pentru achiziționarea unui set de blană, cazan și melesteu ca primă de instalare a personajului la Consiliul Județean. Tot pe surse se vehiculează că Partidul Democrat Liberal îl va sponsoriza pentru acest deranj. S-a zvonit de asemenea că exprimarea sa viitoare în administrația publică e coaptă și închegată pe melesteul care l-a făcut celebru pe Niță Marin Gheorghe în toată țara. Alte fațete ale doritorului de funcții la județ în jurnalele viitoare.